Fetele de la CSS Dunărea Giurgiu au făcut sâmbătă deplasarea în capitală cu speranța că vor reedita surpriza din tur, când au învins la scor principala contracandidată la retrogradare, Spartak București. O victorie ar fi limpezit drumul handbalistelor noastre spre un nou sezon în divizia A, dar n-a fost să fie așa. Fetele noastre au fost învinse la limită scor 33-32 într-un meci disputat până în ultimele secunde. Din păcate, am pierdut CSS cu 33-32. S-a văzut lipsa pregătire pe competițională și mai ales s-a văzut că echipa nu are coeziunea necesară, deoarece fetele de la Giurgiu fac asta la Giurgiu, de la București, fac în București și se plinde când s-a meciul. A fost etapa cu numărul 3 din returul diviziei A la handbal feminin. După ce meciul cu Piatra Neamț s-a amânat, iar cel cu Rapid București s-a terminat cu o înfrângere pe teren propriu. Sâmbătă vom juca acasă la sala Cionsei Hardy și vom întâlni o echipă redutabilă, cea școlii 181 din București, aflată momentan pe locul 2 în clasament și cu ambiții de a accede în Liga Națională. Sâmbătă avem un meci foarte dificil cu școala 181 București, o echipă care este pe locul 2. O echipă care trage pentru acest loc, că se vehiculează din fiecare serie, se vor califica pentru literatura de două echipe după alegerile de la federație care au loc astăzi, luni 10 februarie.